Am început cu Moldova pentru că Moldova este cea mai depopulată regiune a României. Am început cu Moldova pentru că din Moldova sunt cei mai mulți români, aproape 300.000, știu, care sunt plecați din țară și ceea ce ne propunem și ceea ce își propune această campanie a mea este să le spună românilor că există o cale și există o nevoie să transformăm România într-o țară în care să ne dorim să trăim. Astăzi, peste 50% din elevii de liceu își văd viitorul în afara României. Astăzi, jumătate din tinerii care înseamnă viitorul țării noastre visează să plece din țară în momentul în care termină liceul sau unii dintre ei o facultate. Este cel mai dureros și mai tragic indicator care ne arată cât de rău a ajuns funcționarea statului și cât de rău stăm din ceea ce înseamnă perspectiva de încredere și de speranță pe care o furnizează România și, de fapt, candidatura mea și Alianța USR Plus, exact despre asta ne propunem să vorbim și exact aceasta este oferta de Românie pe care o facem. Iau județul Vrancea, spre exemplu, un județ care în 2011 avea aproape 400.000 de locuitori, astăzi este un pic peste 300.000. Am văzut din statistici că 25.000 de oameni au emigrat, au plecat din țară, de aici, din Vrancea, ceea ce arată că e o problemă mult mai complicată și mult mai dureroasă decât decizii individuale ale unui cetățean sau altul. Este o problemă că România astăzi nu mai furnizează încredere, România astăzi nu mai asigură speranță. Vedem din evenimentele care s-au întâmplat în ultimele săptămâni și în ultimele luni, statul nu mai reușește să asigure siguranța cetățenilor, statul nu mai reușește să asigure funcționarea spitalelor, vedem evenimentul de acum 3 zile. Sistemul de educație, de asemenea, nu mai reușește să furnizeze resursă umană profesională și profesional educată pentru companii.